Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi o să vă arăt cum îngrijesc un roi. Un roi care ar trebui imat ca să fie împerecheat. De asta vom vedea imediat. Iată, aici avem roiul. El este din marca de roire, a intrat câteva colonii în friguri și a făcut roi. Și acum să văd dacă s-a împerechea matca. Dacă s-a împerechea matca, o să fac o anumită lucrare, o să vedem imediat. Iată, aici s-a umplut lada cu albină, peste tot e albină. Trebuie să-i aduc faguri. Da? Prima dată să văd ce s-a întâmplat aici. El e plin de albină. Plin, adică e frumos. Pentru un roi, la ora actuală. Ce mă interesează pe mine este dacă s-a împerechea masă. Iată, stă albina pe diafragmă. I-am dat și ceva hrană proteică. Acum este consumată. Vom vedea care e rezultatul. A eclozat albina din rame cu puietul căpăcit, am adus puiet căpăcit, am adus pe vreo 4 rame și el a eclozat. Acum nu mai are loc. Și astăzi am decis să vedem dacă s-a împerechea matca. Nu avem soare. Decât parțial. Aici este o ramă de mâncare. A eclozat tot puietul, acum ar fi indicat un tratament pentru păduri, pentru varoa. O să-l fac, dacă va fi cazul, dar voi vedea. Acum este albina, nu avem păduri. În luna martie, la sfârșit, nu erau păduri, așa că... În astea două luni albina nu prea a zburat. Ceea ce observ eu e o problemă aici, o problemă gravă, adică nu avem apă. Acest lucru observ de pe potirașele acestea făcute pe păstură. Dacă nu avem matcă, o să vedem ce vom face. Da? Să verificăm bine ramă.
plecat, a dat un pic soare. Deci, din cauza că nu avem o marcă, găsim următoarea soluție. Aducem o ramă. Aceasta este rama. O să o aduc mai aproape. Aici, în colț, avem o botcă, un început de botcă. Așa. Deci, cam aceasta este soluția, fiindcă alta deocamdată nu am. Și va rămâne așa. Este problema rezolvată. Deci am rezolvat problema. Deocamdată. Acul organizăm la loc. Și cam asta este. Nu riscăm să se dezmeticească. Se dezmeticesc foarte repede după ce nu au cuiet, nu au marcă. Ultima soluție pot fi după păstura. Și dacă nici aia nu mai este, atunci vine dezmeticirea. Iată, îl închidem și îl lăsăm în pace 2 săptămâni. Dacă nici peste 2 săptămâni nu avem marcă prinsă, o să-l unificăm cu vecinul. Deci, cam atât. Cam atât am avut de prezentat la această problemă. Până data viitoare, numai bine!